decembrie. Pentru că, uite, am desenat ceva, dragi români, și apoi neapărat să spun ceva despre evrei. E foarte important că se leagă, vezi, ce înseamnă un ziarist bun? Viața îi dă dreptate. Deci, dragi români, am propus așa. Pe 1 decembrie, ora de întuneric plus lumină cu rugăciune. La lumânare. De ziua națională, când toți iohanii și arafați își bombează piepturile și defilează cu tancurile și zboară avioanele pe banii noștri, da? Totul e pe banii noștri. Și deocată, slavă Domnului, n-am avut nevoie ca armata română să, cu avioane, cu miguri, cu tancuri, să facă ceva pentru poporul român. Deocată s-au dus să fie sclavii Americii până Afganistan, până Irak, unde aveau nevoie de sclaveți, da? Și atunci am propus ca pe 1 decembrie să stingem lumina. Da, frate, stingeți lumina între ora 18 și 19. Facem economie de curent, aprindem o lumânare, ne rugăm ca după întunericul acela să vină lumina peste România. Și noi o să fim aici cu o lumânare pe masă, poate nu o să ne vedeți chipurile, o să ne rugăm și o să dăm aceste mărturii zdrobitoare. Zdrobitoare. Repet, spuse cu mulți ani înainte, prevesteau vremurile care vor veni. Și uite, eu nu le-am știut. Dar ele există, sunt probe. Fabulos. Da? Cei care aveți Telegram și grupul Nașu TV, sunteți privilegiați, le puteți vedea astăzi. 1 decembrie, ora de întuneric și lumină la 18-19, toată România stinge lumina, facem economie, le dăm o lovitură la taxe și impozite și dăm o lovitură celorlalte state care au privatizat curentul în România. Și care jecmănesc românii printre alții. Și care umflă prețurile și ne spune guvernul nostru, n-avem ce să facem, o să vă dăm niște grăunțe așa de ajutor. Uh-huh. Păi bă, nu ar trebui să avem curentul gratis în România. La câte energie hidro avem, la centrala nucleară de la Cernavod, ar trebui să fie gratis pentru noi. Și atunci, ăsta e punctul meu de vedere. Nașu TV va fi în direct, cu lumina stinsă, la lumânare. Ne rugăm ca după întunericul acela de oră să vină lumina. E cea mai bună grevă pe care o putem face, legală, ecologică, nu mai poluăm, cum ne zic ăștia toată ziua, și în felul ăsta începem să organizăm poporul român. Mm-hmm.